Bună seara, prieteni! Suntem la Vedete Fără Secrete și asta înseamnă că vom avea o seară plină de muzică și de gânduri bune, dar și condimentată cu secrete de vedete. Sper că v-ați activat aptitudinile de detectiv și sunteți gata ca să aflăm adevărul și numai adevărul de la invitații noștri de astăzi. O să începem imediat, nu înainte însă de a vă invita în scena platoului nostru, acolo unde chiar acum ne cântă Adi Carp. Doar amintire cu o poză veche de cândva. Oh, da, tristă este despărțirea, mai mare este liniștea. Oh, da, verbul a iubi nu mai are o speranță, ceasul s-a oprit într-o lungă dimineață și în urma ta trist visează inima. Inima te cheamă, de dor te cheamă, singur să rămâi, mi-e teamă, să strig, mi-e teamă, prea despărțire, blestemată despărțire, unde ești iubire? De tot te cheamă, singur să rămân, mi-e teamă, să strig, mi-e teamă, grea despărțire, blestemată despărțire, unde ești iubire? Noaptea mea e intrat în casă cu o doză de amar și greu. Singur cu un ceai pe masă, răscolesc prin amintiri mere. O, da, lacrima de nea îmi brăstează lin, durerea sufletul pustit se îmbată cu tăcerea și în urma ta tristă este viața mea. Singur să rămân, mi-e teamă, să strig, mi-e teamă, grea despărțire, blestemată despărțire, unde ești iubire? Inima te cheamă, de dor te cheamă, singur să rămân, mi-e teamă, să strig, mi-e teamă, grea despărțire, blestemată despărțire, unde ești iubire? Blestemată despărțire, unde ești iubire? Inima te cheamă, de dor te cheamă, singur să rămân, mi-e teamă, să strig, mi-e teamă, grea despărțire, blestemată despărțire, unde ești iubire?
De la platou imediat la canapeaua verde. Canapeaua verde care te descarcă de secrete. Bună seara, Adi Carp. Bună seara, bună și seara. Și Antonina Carp, care astăzi nici nu știu cum să o prezint. Hai pe tine, bunul nostru coleg. Suficient. Un băiat de treabă, un băiat talentat. Stai așa. Autor de muzică și text, cantautor, specialist în tot ceea ce înseamnă sunet, aranjament muzical, studio, chestie. Ne oprim la bun coleg și... Lasă toate, deci toate meritele sunt ale tale. Acum trec la Antonina. De unde să încep? De la care statut? Pot să încep de la statutul de soție, iubitoare, mămică, grijulie și restul. Și nu în ultimul rând, fata care are grijă de imaginea noastră la Busuioc TV. Iată, vedeți cât de frumoasă m-a gătit și pe mine astăzi. Ea se ocupă și de machiaj și ne ajută și cu coafurile. Mulțumim, Antonina, și pe această cale. Cetate îmi face. Mulțumesc și eu pentru colaborare. Ei, noi ca între colegi, dar totuși eu n-am să fiu tare prietenoasă, pentru că vreau să-mi spuneți toate secretele din casa voastră. Hai, dați-le afară din casă, măturăm din casă secretele. Noi toate secretele care le avem le păstrăm acasă la noi, de asta nu vrem să le măturăm. Nu știu, le mai puneți pe Facebook câteodată. Dar tot ceea ce apare pe rețelele de socializare, considerăm că ceea ce punem acolo e bine să cunoască și toată lumea. Noi, de fapt, ne mândrim cu faptul că avem acasă trei copii. Deci doi părinți tineri cu trei copii. Cu trei copii frumoși. Da. Foarte gălăgioși. Scuze-mă, te rog, ea e mama? Nu, ea... Să-i prietena lor sau e sora lor. Ea e amanta soțului, soția soțului și mama copiilor. Ah, bun răspuns și asta. 3 în 1. Toate în 1. Așa. Unde ați fost vara asta, dragilor? Că aici vreau să ajung. Știu că v-ați odihnit bine de tot sau rău de tot. Deci nu știu cum să-i mai zic. Rău de bine, bine rău. Hai. Vara aceasta am fost în Portugalia. Așa. Am făcut... Două săptămâni. Mică vacanță, da. Două săptămâni am combinat... De fapt, e cea mai mare vacanță pe care am petrecut. Două săptămâni în doi. În doi și apoi, de fapt, prima săptămână în doi și apoi următoarea săptămână alături de familionul Condrea, colegii noștri, prietenii noștri, cumetrii noștri, Irina și Ionel Condrea. Ei stabiliți acolo? Nu, ei au venit ca și noi, pentru că am avut un spectacol singur, de a evoluat și al doilea spectacol l-am evoluat împreună cu Ionel. Ionel este un acordeonist de forță, este un regizor de sunete foarte bun și orchestrator a multor melodii interpretate de interpreții de acasă, de la noi și de peste Prut. Și slavă Domnului, deocamdată tot acești oameni încă sunt în Moldova. Da, în rest vrem să mulțumim mult prietenilor noștri din Portugalia, tuturor celor care ne-au invitat, ne-au poftit acasă la ei, ne-au poftit să facem parte din viața lor. Le mulțumim mult tuturor, în special Prodică Gherasim, cea datorită căreia am ajuns să cunoaștem multă lume bună din Portugalia și datorită ei legăturile noastre, atât cele profesioniste, precum și cele sentimentale, s-au legat atât de frumos dintre Chișinău și dintre Portugalia. Da, și familiei Corpacean, care au avut grijă să ne ducă în locuri cele mai frumoase din Portugalia. Acolo avem multe familii care trebuie să le mulțumim. La Cabo da Roca, un loc foarte frumos, capătul pământului. Familia Danil. Multe familii care au avut grijă de noi să vedem Portugalia. Deci voi nu vă cunoașteți cu familiile astea. Nu, noi ne-am cunoscut. Voi ați mers să cântați și să vă odihniți, cumva să îmbinați un loc plăcut, da? Nu, noi, de fapt, ne-am cunoscut cu ei anul trecut, datorită altui om minunat care este profa mea de română, Jana Ciolpan. Totul se face cu oameni în viață, așa se zice. Da, profa mea de română de la liceu, unde, de fapt, de unde au pornit toate peripețiile mele de aici din Chișinău. Datorită ei am cunoscut-o pe Rodica Gherasim, datorită Rodica Gherasim am cunoscut familionul Corpacean, familionul Danil, familionul părintelui Oleg din Setúbal, l-am cunoscut pe medicul Valentin, l-am cunoscut pe Simeon, pe marele Simeon, foarte cel care are grijă de vinurile noastre de acasă, deci să le promoveze departe tocmai în Portugalia. Am cunoscut multe familii frumoase, că dacă începem să le enumerăm, atunci ne pierdem cu număratul. Dar vrem să mulțumim mult tuturor celor din Portugalia. Asta a fost ca a doua lună de miere pentru voi. Zice Antonina că prima. Cea mai lungă vacanță. Și cea mai dulce. Prima noastră vacanță. Cea mai dulce. Prima noastră vacanță de miere, de la cei 14 ani de când ne cunoaștem. Pe 14 septembrie am împlinit cu Antonina 14 ani de când ne-am întâlnit. Mulți ani înainte. Și în acest an noi facem 13 ani de căsnicie. 13 ani, asta e ceva. Și pe această undă le mulțumim mult tuturor celor care au fost la noi la nuntă, special nașilor noștri. 13 ani, ne tot răbdăm, da?
Ba, nu ne răbdăm noi. Noi nu putem să nu ne răbdăm. Că avem pentru ce ne răbda, dar important e că avem grijă de unul de celălalt și avem grijă de un familie frumos. Asta este tot. Eu cred că dumneavoastră înțelegeți că n-am voie să intervin, au o discuție foarte aprinsă, care vorbește de la sine. Antonina, cât de mult îl susții tu pe Adi în tot ceea ce face în creația lui și cât de ușor îl rabzi? Pentru că nu e ușor viața și regimul de vedetă. Eu asta știu. Ai știi care e faza? Antonina, aici avem o problemă. Avem o problemă. Că îl susține în tot ceea ce face. Eu zic, nu-l rabd, eu îl iubesc. Noi, de fapt, acasă avem alte vedete. Noi nu suntem vedete acasă. Noi acasă avem trei vedete care sunt vedete la propriu în casa noastră. Dar și mai aveți și trei papagali. A rămas doar unul, că doi au zburat. Și au făcut loc printre ei, nu știu cum, și au zburat. Aolea. Bunica a lăsat... ușa bunica! Bunica! Dar cea mai mare bucurie au cu vecinii noștri, că dimineața le face gălăgie doar un singur papagal. Nu mai e un tril. Da, era un trio splendid. Colegul nostru de la etajul 5, președintele Uniunii Compozitorilor, Paul Gamurari, mă sună într-o dimineață și îmi zice, auzi, tu poți cumva papagalii ăștia dimineața să dai în casă? Eu zic, dar nu înțeleg care e situația. Eu tot vreau să dorm. Mitei vecini. Antonina, tu ai mai lucrat în televiziune până acum? Nu, este prima mea experiență. De când lucrezi în colectivă de televiziune? De când lucrezi în televiziune? Ești mai indulgentă cu absențele lui Adi de acasă, cu orele pe care le dedic muncii și nu familiei? Bună întrebare. Deja m-am deprins și nu este pentru mine o problemă. Da, nu este o problemă. Vă descurcați. Din start a fost o problemă și mi-era greu să mă deprind cu regimul lui. Așa. Acum? Dar cu Adi. Deci tu ai grijă de copii, el așa mai vine și se mai arată. Eu-s tata! Cam așa e? Da, săptămâna asta, apropo, cam așa a fost, pentru că am avut un regim foarte încărcat de lucru și de luni dimineața când am ajuns în Chișinău, pentru că am fost plecat în România, când am ajuns în Chișinău, doar atât am rugat, Antonina, coboară, te rog, dăm cheii de la mașină, cheile de la birou. Toate că nu neg faptul că copiii duc dorul și... mereu mă întreabă, tata vine seara sau dimineața? Oleu, pentru ei este o problemă. Da, în fine, că asta este viața pe care o avem de dus și nouă. Mie personal îmi place acest mod de a trăi. Mai greu e să se, într-adevăr, să se deprindă celor de acasă. Eu cred că copiii o să înțeleagă mai când cresc toată investiția și toată munca pe care au depus-o părinții pentru ei, așa că... Sperăm. Asta e, de fapt, asta și este... rostul pentru care noi muncim pentru ei, mai puțin pentru noi, dar se lovește viața. Cel mai mare deja înțelege, pentru că duce la fel ea un drum. Drumul pe care îl are el, da, pentru că el cu dansează. Dansuri, muzică și la fel are un regim foarte încărcat și deja e deprins. Sunt de acord. Și de așa se întâmplă toate lucrurile frumoase în familia Carp. Băieți și fete frumoase, mersi că ați venit, că ați acceptat invitația noastră. Vreau astăzi ca să ne bucure Adi cu mai multe melodii decât de obicei, de asta discuția noastră e mult mai scurtă. În schimb, vă aștept și altă dată cu mare drag. Noi îți mulțumim foarte frumos. Îți mulțumim. Mare drag. Și să ai grijă, te rog, mult de secretele vedetelor. Da, așa fac. Așa fac șeful. Noi stăm cu... N-avem șef. Eu stau cu Antonina aici să te admirăm, să te susținem, dar tu te rog să ne cânti. Vă rog foarte mult să mă admirați și rugăm și telespectatorii să ne admire pe toți de la mic până la mare. Adică chiar la această clipă pentru dumneavoastră, dragii noștri telespectatori. Este viața cât mereu aproape, este omul care-ți stăruiește zi și noapte clipele de dor, îmbătate în flori de neam, doar cu tine fericită-i viața mea. Trandafirii mei, înflorezi la pieptul tău iubire și cu ei în petale ți-am prins toată viața mea. Trandafirii mei, înfloresc la pieptul tău iubire și cu ei în petale ți-am prins toată viața mea.
doar cu tine înflorește dragostea. Este ora cea de dimineață când mă prind cu atâta dor. Ale tale brațe pline de culori și de tainice sclipiri, viața plină-i cu parfum de trandafir. Trandafirii mei înfloresc la pieptul tău, iubire, și cu ei în petale ți-am prins toată viața mea. Trandafirii mei înfloresc la pieptul tău, iubire, și cu ei în petale ți-am prins toată viața mea. Doar cu tine îmi dorește. Pieptul tău, iubire, și cu ei în petale ți-am prins toată viața mea. Trandafirii mei înfloresc la pieptul tău, iubire, și cu ei în petale ți-am prins toată viața mea. Doar cu tine înflorește dragostea.